Salutare, bine ați revenit pe vlogul cu rulote. Dacă n-ați făcut-o încă, m-aș bucura tare mult să dați un like, un share și mai ales un subscribe ca să fiți notificați de fiecare dată când postez un nou filmuleț. Nu ne-am ales cea mai bună vreme pentru filmări, pentru că plouă și destul de urât afară, dar astăzi am avut timp și atunci trebuie să ne descurcăm pe orice vreme. Astăzi vom discuta despre încălzitoarele diesel, în cazul de față despre Eberspacher, dar aceste principii se aplică la toate încălzitoarele și vom discuta despre un mic truc de mentenanță pe care mulți nu-l știu, dar care poate să prelungească viața încălzitorului foarte mult. Puteți să vedeți în acest filmuleț un încălzitor diesel Eberspacher care scoate foarte, foarte mult fum alb la pornire și în momentul în care combustibilul se aprinde, fumul dispare ca prin minune. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru aprindere, încălzitoarele diesel folosesc o bujie. După cum probabil știți, motorina nu se aprinde prin scânteie, ci ea se aprinde prin compresie. Și acolo avem o bujie incandescentă care încălzește foarte tare amestecul de combustibil și de aer, astfel încât acesta să se aprindă. La încălzitoarele diesel nu avem un injector propriu-zis, avem o pompă de dozaj care nu face o presiune extraordinar de mare. Și atunci, în jurul acestei bujii, există o sită care atomizează combustibilul, adică în momentul în care combustibilul vine împins de pompa cu impuls, vine în impulsuri, și trece prin această sită, el atomizează, este pulverizat. Deci nu mai țâșnește ca un jet, ci se transformă într-o ceață. Și acea ceață, care de fapt este un amestec de motorină cu aer, se aprinde. Acest dispozitiv, această sită, după un anumit număr de ore de utilizare, se îmbâxește, pentru că motorina, după cum știți, nu are o ardere perfectă. Și atunci se îmbâxește în timp. În momentul în care pornești încălzitorul, neavând suficient combustibil și neavând suficient oxigen datorită acelei îmbâxiri și are preponderent motorină, rezultă acel fum alb care de fapt este motorină nearsă. Rezolvarea este simplă, dar presupune unele cunoștințe. Trebuie să demontezi încălzitorul, să-i scoți bujia, să schimbi acea sită și să remontezi totul la loc și funcționează ca nou. Există însă unele trucuri pe care poți să le aplici, astfel încât această îmbâxire să aibă loc mult, mult mai greu, mult mai târziu. Ce trebuie să faci? În momentul în care eu să zic că am 21 de grade în autorulotă și vreau să opresc încălzirea. Nu opresc pur și simplu, nu-i dau off. La momentul respectiv, dacă încălzirea a funcționat câteva ore sau chiar mai mult timp, încălzitorul deja a intrat în modulație. Adică nu mai merge la full power, ci întreține din când în când temperatura. Este într-un fel de relanti, dacă vreți. Un lucru foarte important pe care putem să-l facem este ca înainte de a opri, să dăm temperatura pe maxim. Adică dacă acum sunt, să zic, 21 de grade în rulotă, pun pe 25-26 de grade și las să meargă 5-10 minute așa. De ce? În momentul în care el este setat pe o temperatură mai mare, va începe să funcționeze iarăși la capacitate maximă și atunci toate depunerile care se produc în camera de ardere atunci când el funcționează la relanti sunt arse. Dacă nu am arde aceste depuneri, în timp ele se adună și îmbâxesc acea sită. Dacă însă facem această minimă mentenanță, mare parte din acele depuneri se ard și ajungem să avem o îmbâxire la un interval poate de 5-6 ori mai mare decât am avea dacă nu am face această întreținere. Așadar, dați încălzirea pe maxim 5 minute, lăsați-l să ardă toate depunerile din camera de ardere, după care opriți pur și simplu. Și iarăși un aspect important, o încălzire diesel trebuie pornită chiar și vara pentru 10-15 minute, tot din același motiv pentru a evita depunerile de diverse materiale în camera de ardere și implicit pe acea sită. O altă metodă pe care eu am folosit-o cu succes este folosirea de combustibil de curățare. În cazul acesta am folosit kerosen. Practic am demontat alimentarea pompei de dozaj din rezervorul autorulotei și am introdus-o într-un recipient cu kerosen.
Am lăsat să funcționeze aproximativ o oră pe cheroseni și s-a produs o ardere a acelor depuneri. Cherosenul arde la o temperatură mult mai mare ca și motorina. Este, dacă vreți, o lucrare de mentenanță care poate să ajute la prelungirea duratei de servisare, dar eu cred că dacă folosiți metoda de care v-am spus mai înainte, cu arderea camerei prin ridicarea temperaturii înainte de a opri încălzitorul și de a-l lăsa să funcționeze câteva minute, este o metodă mult mai bună. Bineînțeles, în ultimă instanță se ajunge la schimbarea acelei site atomizoare și atunci totul este ca nou. Cam atât pentru astăzi. Cei care aveți încălzitoare diesel puteți să aplicați această metodă, acest trick. El funcționează la toate mărcile de încălzitoare, nu trebuie să fie Eberspacher, merge și la Webasto, merge și la încălzitoarele chinezești, pentru că în mare cam toate au același principiu de funcționare. Webasto este puțin mai complicat, mai complex, dar această întreținere a camerei de ardere este binevenită la toate modelele. Nu uitați să dați un subscribe la acest vlog, vă aștept și data viitoare, pentru că aici postăm numai lucruri interesante cu, pentru și despre rulotiști. Salut!